Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. În primul rând, vă urez la mulți ani, să aveți parte de un an foarte frumos, foarte bun. Este un an al puterii, să știți. Am mai vorbit eu așa și în previziunile pentru 2024. Este un an al puterii, este un an în care vom fi provocați, dar să știți că puterea nu înseamnă neapărat provocare. Puterea poate să reprezinte, cel puțin în contextul în care trăim noi, în contextul astrologic, cu tot ceea ce se întâmplă, da, ezoteric vorbind, anul acesta. Da? Nu discut despre ce înseamnă arcana majoră puterea. Discutăm în general ce poate să aducă anul ăsta prin intermediul acestei arcane. Poate să fie un an, din punctul meu de vedere, în care ni se cere să avem curaj din nou, să fim buni cu noi, cu ceilalți și să știți că este un an în care, este adevărat, apar provocări, da? De orice fel, că asta e viața, da? Câteodată ești bucuros, câteodată ești trist, asta e viața, dar puterea aici vorbește despre a avea răbdare, despre a avea bunătate, înțelegere, iubire față de noi, față de ceilalți și cu siguranță vom fi puși în fața multor lucruri diferite de noi, da? Poate să fie un an în care, atenție, ne putem vindeca foarte, foarte frumos anumite traume, anumite lucruri interioare. Este un an și cu multă pasiune. Dacă e să mergem pe celălalt sistem, da, pe tarotul de Marsiglia, acolo am fi în arcana majoră justiția. Și din punctul meu de vedere se leagă foarte bine lucrurile, având în vedere ceea ce se întâmplă și pe cer, din punct de vedere astrologic. Pentru că anul 2024, să știți că poate să reprezinte un an în care vom vedea foarte multe, nu neapărat probleme, cât dispute. Da, uite, da, pot fi și probleme, da, legale, da, foarte multe procese, foarte multe căsătorii, foarte multe despărțiri, foarte multe decizii din acestea destul de importante, da. Cumva ni se cere să lăsăm puțin orgoliu jos și ni se cere să dăm dovadă de bunătate, de înțelegere. Da, chiar e un an foarte, foarte bun din punctul meu de vedere, un an în care putem să ne punem o pasiune în practică, un an în care putem să facem tot ceea ce ne dorim, dar atenție, este important să vină din suflet, că dacă vine din orgoliu, dacă vine din minte, sinceră să fiu, nu știu cât de mult o să funcționeze, da? Pentru că vor fi tot felul de blocaj. Da. Nu știu de ce am simțit nevoia să vorbesc puțin și despre 2024, cu toate că mi-am propus să vorbesc despre acest weekend. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere. Mi-am propus să lucrez în vacanță, să știți, doar că pur și simplu am fost prins acolo de o altă lume, de o altă energie pe care sper din suflet să o simțiți și voi, să o împărtășesc cu voi. Chiar m-am relaxat, am conștientizat multe lucruri, am cunoscut oameni noi și să știți că anul acesta plănuiesc să mai plec și o să vă iau cu mine de data asta. Am întâmpinat niște probleme, cei care mă urmăriți în altă limbă, deci cei care nu înțelegeți limba română. Știu că pentru filmarea cu Venus în Săgetător au fost niște probleme, nu am reușit să pun subtitrarea, nu din vina mea, am încercat de foarte multe ori. Aplicația pe care eu o folosesc nu funcționa în Tanzania, acolo unde eram, da? Am fost în Africa, cred că se vede, da. Am foarte, foarte, foarte multe lucruri să vă povestesc. Mie personal mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă e o altă lume. Poate, nu știu, dacă vreți, o să fac o filmare specială, nu știu cât de lungă, să vă povestesc niște lucruri pe care eu le-am trăit acolo, care mi s-au părut absolut fantastice și din punct de vedere energetic, dar și ca informații, nu știu, ca și cultură generală. Eu personal am învățat multe lucruri pe care nu le știam, aveam o impresie greșită despre Tanzania, despre toată zona aia și acum mi-am dat seama că e altfel și chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci dacă vreți să fac o astfel de filmare, repet, o să o abordez și din punct de vedere energetic, că am descoperit un secret acolo în Tanzania, în Zanzibar, în zona aia unde am fost, da? Și nu m-a putut abține și am luat acest bol pe care o să-l folosesc cu voi, deci l-am luat pentru noi toți. Plănuiesc să fac așa un mic oracol, o să-l folosim momentan noi, dacă o să vă placă o să încerc să-l scot forma fizic, dacă nu îl folosim noi aici și aveți parte gratuit de el. Deci dacă vreți o astfel de filmare, scrieți-mi în comentarii și o să încerc să fac, da? Să abordez așa, poate o să vă pun și imagini, nu știu, vedem cum reușim.
Pentru că, repet, nu știu, a fost o experiență absolut fantastică și chiar vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea pe care ați avut-o, pentru că știu că erați nerăbdători să vedeți previziunile, dar credeți-mă, am avut un an foarte aglomerat și foarte ciudat, ca toată lumea, 2023 așa a fost și chiar am simțit nevoia de puțină odihnă, pentru că altfel cu siguranță nu intram cu energie până în 2024. Da, v-am ținut prea mult de vorbă. Hai să vedem ce se întâmplă în weekend, că probabil asta și vreți să auziți. În weekend avem, suntem pe Arcana Majoră îndrăgostiții cu diavolul și cu eremitul. Să știți că weekendul ăsta vine la pachet cu tot felul de conștientizări, mai ales dacă discutăm de relații toxice sau dacă discutăm despre relaționare la modul general vorbind. Poate să fie și un weekend cu multă pasiune, dar poate să fie și un weekend în care, din punctul meu de vedere, începem să vedem lucrurile mult, mult mai clar. Ce mi se mai pare interesant este faptul că luna ianuarie, să știți, în general vorbind, este sub semnul, cum să vă spun eu, este sub semnul adevărului, din punctul meu de vedere. Da? Suntem pe eremit. E un moment așa de liniște, de singurătate, conștientizăm lucruri, devenim puțin mai înțelepți, ca mai apoi, prin februarie, să acționăm. Da, duminică, suntem sub semnul faetonului. Duminică aș vrea să aveți o mai mare atenție pe drumuri, da? Adică să nu luați vreo amendă, să știu eu ce se întâmple. Și încă un element, da? Poate trebuie să fac și o filmare specială pentru 2024. Vedeți că anul ăsta e foarte important să respectăm legea, da? Legea, da? Legea scrisă, legea nescrisă, indiferent de țara, de blocul, de familia în care ne aflăm, de grupul în care ne aflăm. Asta e sfânt. Da, dintotdeauna a fost așa, dar anul ăsta o să vedeți că e mult mai important. Despre asta vorbim, da, și în ziua de duminică. De asta ziceam, deci să fiți atenți pe drumuri din punctul ăsta de vedere, să respectați regulile de circulație, să nu vă aventurați. Și tot duminică pot veni tot felul de vești surprinzătoare de la drum. Adică de la o persoană care se află în altă țară, în alt oraș, în altă locație. Foarte, foarte interesant acest weekend, însă din punctul meu de vedere tot aș merge așa pe ideea că poate e un moment în care ne dăm seama încotro merge, într-o situație, într-o relație, undeva anume. Uf, din punct de vedere astrologic, luna e prin Scorpion și la ce este pe cer, să știți că în perioada asta femeile oricum sunt mult mai tensi, mai neapărat certărețe. Da, sunt conflicte, na, pe direct așa între femei, în general. Nu neapărat acum că ne certăm, dar se simt niște tensiuni acolo. Nu-i nimic rău în asta. Uite, spre exemplu, sâmbătă sunt foarte mulți ajutați prin sfaturile bărbaților sau printr-o organizare mai bună, dar cumva este un weekend în care ni se cere să vedem lucrurile mai clar, să luăm anumite decizii. Duminică e și cu surprize, cel puțin noaptea aia de sâmbătă spre duminică, dacă v-ați programat ceva, vedeți că e cu multe surprize pe acolo și în general ziua de duminică vine cu tot felul de discuții din acestea destul de profunde, aș spune eu. Da? Este un weekend în care suntem cu toții concentrați pe planul spiritual, pe bani, pe ideea aceasta de a face curățenie, de a mai elimina anumite lucruri din jurul nostru. Suntem prinși pe tot felul de lucruri și mai vreau să menționez faptul că este o perioadă în care știți și voi că Mercur a ieșit din retrogradare, a fost superb, deci chiar s-a simțit, deci repet, deci neapărat cred că trebuie să fac o filmare separată să vă povestesc experiențele mele și ceea ce era pe cer și ce am trăit eu. Eu știam dinainte, chiar le-am spus celorlalți, vedeți că e cum e cu zborul și n-a trecut o oră și bine că am ajuns în România cu bine. Da? O să discutăm, repet, chiar cred că simt nevoia să fac o astfel de filmare, să vă povestesc niște chestii. V-am spus mai mult din punct de vedere ezoteric o să abordez lucrurile. Ce am simțit eu și ce am observat, acum e părerea mea personală. Și spun asta pentru că, uite, Mercur a ieșit din retrogradare și ne ajută, face niște aspecte foarte bune la nodurile lunare, la axa destinului. Deci, prin comunicare, prin a explora și alte locuri, prin a ne pune, de ce nu, și în pielea celuilalt, ca să vedem acolo, bă, ce simte omul ăsta, ce gândește, de ce se comportă așa. Da? De acolo o să știți că vin foarte multe, foarte multe rezolvări și da, este o perioadă cu decizii radicale din punctul meu de vedere, dar decizii pozitive.
Gata, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie, că sunt sigură că asta doriți. Nu mi-am propus să fac o introducere așa lungă, dar cred că se vede că n-am filmat de mult timp și eram dornică să vorbesc, da? Deci, și repet, dacă vreți, lăsați-mi în comentarii, facem o filmare pentru 2024, pentru toate zodiile, discutăm general și apoi luăm fiecare zodie. Și dacă vreți, vă pot face și o filmare separată, repede, nu să vă arăt pe acolo pe unde am fost, că n-au fost chestii de lux sau mă știu eu ce. Eu mi-am dorit să văd cum trăiesc ei, să mănânc ca ei, să-i înțeleg cât de cât. N-am reușit în totalitate, recunosc, trebuie să mai merg, cred că, de câteva ori. Dar, repet, am observat niște chestii foarte interesante acolo din punct de vedere spiritual și nu știu cât de mult se vorbește de Tanzania, Zanzibar, de partea spirituală, dar eu am observat niște chestii și le-am simțit care mi s-au părut absolut fantastice și pe care vreau din suflet să le împărtășesc cu voi. Deci, dacă vreți, cu drag scrieți-mi în comentarii și o să fac o filmare. Puteți să-mi scrieți și ce vreți să abordez, exact, pentru că am multe, multe lucruri să spun. Hai să începem cu zodiile, zodia berbec. Dragi berbeci, pentru voi e un weekend de putere, e un weekend în care, știu eu, trăiți așa la plus infinit, poate, știu eu, este un weekend în care sunteți mai pasional din fire. Sâmbătă seara poate aveți o responsabilitate, poate aveți ceva important de făcut sau o discuție puternică. Și de asemenea, tot în ziua de duminică, poate odihna e binevenită pentru berbec și poate să fie și un moment în care reușiți să mai finalizați ceva, reușiți să mai rezolvați ceva important. Voi puteți să dați bani weekendul ăsta, să puteți să primiți bani, puteți să aveți discuții intense privind o moștenire, privind o bancă, nu că mergeți la bancă sau că vă apucați acum de împărți moșteniri, dar pot fi astfel de discuții în familie, da? Pot fi astfel de discuții. Hai să vedem ce spune și tarotul, că sunt curioasă. Deci cred că e prima dată când folosesc tarotul anul ăsta. Chiar am vrut o pauză. Hai să vedem, perfect. Doi de spade, prima carte, justiția. Foarte interesant. Deci este un weekend în care ai legătură poate cu zodia balanță, dar este și un weekend în care ai de luat decizii importante. Nu văd să comunici foarte mult, ți-aș recomanda să-ți asculți mai mult intuiția, să lași puțin rațiunea deoparte, pentru că nu știu cât de mult te va ajuta. Și uite, văd aici niște discuții foarte intense pe care le ai, privind niște acte, privind o hotărâre, privind o situație în care te afli. Apoi, luna, o legătură cu zodia pești, poate, dar luna spune și despre un weekend în care poți să simți așa ca o stare de confuzie. Poate odihna este binevenită, cu toate că vei simți așa mici mari tensiuni cu somnul, dar părerea mea e că le rezolvi. Deci nu e nimic rău acolo. Iar ultima carte, 6 de monede, niște bani pe care îi primești sau un cadou, niște discuții simbolice pe care le ai cu cineva. Poate să fie și un weekend în care mergi la cumpărături sau un weekend în care ai niște discuții foarte puternice aici privind aprecierea pe care tu o primești din partea celorlalți. Zodia Taur. Dragi Tauri, weekendul ăsta intrați în contact cu foarte, foarte mulți oameni. Poate să fie un weekend în care mulți Tauri socializați foarte mult, poate chiar intrați în contact și cu o persoană care se află la distanță de voi, adică în altă țară sau în alt oraș. Și de asemenea să știți că poate să fie și un weekend în care puteți să aveți o discuție în relația cu partenerul privind viitorul relației sau poate vă faceți un plan cu partenerul privind o vacanță, o călătorie, poate unii sunteți plecați undeva și de asemenea, dragi Tauri, pentru voi este un weekend foarte bun în care puteți să rezolvați foarte multe lucruri privind relațiile cu ceilalți. Deci foarte, foarte multă susținere aveți din acest punct de vedere și poate știu eu, este o perioadă în care mai simțiți așa niște tensiuni legate de bani, legate de plăcerea voastră, legate de aprecierea pe care o primiți din partea partenerului, dar legate și de bani. Cumva vi se cere o detașare totală, da, de partea asta materială a lucrurilor și să încercați și să vedeți cam care e importanța lucrurilor, cam care e partea energetică. În rest, pentru Tauri este un weekend bun în care intri în contact cu mulți oameni, socializezi foarte mult și ești în centrul atenției. Bineînțeles că pot apărea și mici mari tensiuni în relațiile tale, dar asta nu e ceva care să strice weekendul. Hai să vedem, dragi Tauri. Ok, s-au întors două cărți.
Împărăteasa, care este cartea ta în tarot, poate ai o legătură și cu zodia balanță, dar poate să fie și un weekend în care confortul este important, banii sunt importanți. Unii tauri poate chiar vă simțiți apreciați, vă simțiți bine în compania celorlalți. Doi de cupe, uite aici o relație pe care o ai cu o persoană sau o întâlnire frumoasă, o întâlnire importantă. Tot doi de cupe poate să însemne și un weekend în care îți vine cineva în vizită sau mergi tu undeva. Regele de cupe, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești, o perioadă în care ești foarte sensibil, este o perioadă de vindecare pentru taur, dar și un weekend în care te simți bine, te simți relaxat. Poate o persoană foarte apropiată de inima ta ar putea avea un rol foarte important în acest weekend. Ultima carte, 9 de cupe, multă mulțumire, împlinire, bucurie pentru taur. Te simți mulțumit, împlinit, liniștit cu ceea ce ai sau cu situația în care te afli. Poate unii tauri aveți ocazia să cunoașteți pe cineva în acest weekend sau să vă clarificați puțin povestea de iubire în care vă aflați. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, un weekend în care fie sunteți prinși pe curățenie prin casă, pe partea medicală, fie sunteți prinși pe muncă, deci aveți tot felul de lucruri de făcut. Unii poate vă vedeți cu rudele, dar alții poate aveți chestiuni banale, poate nu se întâmplă nimic interesant. Cu toate că este o perioadă în care prin comunicarea cu ceilalți sunteți foarte mult ajutați, vă rezolvați acele probleme legate de relația de cuplu, legate de o afacere, legate de prietenii voștri. Și din punctul meu de vedere, poate să fie și un weekend pentru gemeni în care fie vreți să investiți în ceva, fie poate să fie un weekend în care cel puțin duminică începeți să vedeți lucrurile altfel, începeți să aveți o speranță, începeți să puneți osul la treabă. Poate, repet, e un weekend în care mulți gemeni sunteți aglomerați cu tot felul de activități. Nimic rău în asta. Pentru tine, să zic așa, este o perioadă în care pot apărea tensiuni în casă legate de acte, legate de rude, legate de relația cu partenerul. Chiar și gemenii aflați într-o relație care nu sunteți mutați cu partenerul sau care sunteți la început și acolo pot apărea mici mari tensiuni legate de viitorul relației, în general vorbind. Pentru că gemenii oricum trec prin ianuarie așa printr-o lună a transformărilor, printr-o lună a schimbărilor. 7 de spade. 2 de spade. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine și pur și simplu nu știi ce să spui. Este un moment în care poate nu comunici chiar atât de mult, ții în tine foarte multe lucruri, dar văd aici, uite, 5 de cupe. Deci te uiți cumva spre partea asta goală a paharului. 7 de spade poate să însemne și niște minciuni pe care le afli. Sau faptul că cineva e trădător, cineva nu e corect, nu e drept. Ultima carte, moartea, o legătură cu un scorpion și se pare că mulți gemeni o să conștientizați weekendul ăsta că ceva trebuie să închideți, ceva trebuie să schimbați la voi, în modul de a aborda o situație, în modul de a vă manifesta. Da? Poate are legătură cu o rudă, poate are legătură cu planul financiar, poate are legătură cu chestia asta de a ține mai mult secret, nu știu, locul de muncă, viața voastră, ceea ce vă place, ceea ce nu vă place. Zodia Rac. Un weekend în care aveți chef de distracție, aveți chef să stați cu partenerul vostru, poate, știu eu, unii raci aveți ocazia să și cunoașteți pe cineva în acest weekend sau să intrați în contact cu persoane alături de care voi vă simțiți foarte bine. Ai foarte multă creativitate zilele acestea și ești foarte bine susținut pe partea aceasta de afaceri, de ce nu? Deci dacă, știu eu, ai ceva în minte, ai un talent, te gândești să faci un plan, acum e momentul tot înainte. Și tot acest weekend este foarte bun pentru RAC. Pe a purta niște discuții privind o călătorie sau poate niște vești bune care apar de la distanță sau niște discuții din astea sincere, fără scandal, fără nimic, legate de relația cu partenerul. Iar racii singuri, vedeți că șanse sunt să apară cineva, dar poate să fie o persoană străină sau o persoană mai diferită. Pentru voi este un weekend în care, sau este un weekend, este o perioadă în care v-aș recomanda să fiți puțin atenți pe eventualele tensiuni care apar la muncă, în relația cu femeile, că acolo, da, pentru voi e cum e. Deci trebuie să fiți atenți pe acolo. În rest, aș spune eu că
Este o perioadă în care dacă dați dovadă de sinceritate, da, privind munca, rutina zilnică, casa, tot ceea ce faceți voi, părerea mea e că veți reuși să vă rezolvați foarte multe lucruri, atât în plan personal, cât și în plan profesional. Dar, repet, sinceritatea este cheia pentru voi. Hai să vedem, dragi oraci, ce faceți voi. Doi de cupe, uite, ești la întâlnire. Te întâlnești cu o prietenă, cu o persoană dragă ție, flirtezi cu cineva. Regele de cupe, deci ai dai dovadă de o sensibilitate foarte mare, dar și de o maturitate din punct de vedere emoțional. Poate chiar ai o discuție de la suflet la suflet cu cineva din familia ta, cu un prieten, cu o persoană dragă ție. 9 de cupe. 9 de cupe înseamnă bucurie, armonie, liniște. Tot 9 de cupe înseamnă și un moment în care te simți împlinit, te simți bine tu cu tine. Ultima carte, Regele de Spade. Foarte interesantă trecerea asta de la cupe la spade, de la emoții la rațiune. Poate după această discuție începi să vezi lucrurile mai clar. Regele de Spade spune fie despre o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, fie despre faptul că tu începi să-ți faci anumite strategii, fie începând cu acest weekend, fie în general vorbind. Parcă începi să vezi așa mult mai tranșant trecutul sau o legătură cu un suflet pereche, o legătură cu copilul tău, pentru că mulți dragi veți fi prinși și pe partea aceasta de copii. Da, nu știu ce au făcut pisicile, cred că au dărmat ceva. Ce să fac? Mă pedepsesc că am plecat, dar n-o sta singuri. Zodia Leu. Dragii lei, pentru voi este o perioadă în care stați foarte mult concentrați pe casă și pe familie, pe viața privată, poate nu vreți să mai ieșiți de acolo. Și discutăm și despre un weekend în care, poate știu eu, sâmbătă seara sunteți prinși pe niște activități în casă sau pe o discuție cu un bărbat important, poate pe discuții legate și de zona aceasta a sănătății. Și undeva duminică, zic eu că e un moment bun în care poate mergeți la cumpărături pentru casă sau poate luați niște hotărâri acolo privind o sumă de bani, privind o investiție, privind o cheltuială, de ce nu? Și pentru tine să știi că este o perioadă în care poate relația cu copiii sau relația cu partenerii de afaceri e puțin tensionată. Aici, cumva, dacă vrei părerea mea, ți-am mai spus, e să știi limitele, să știi exact cât valorezi, nu să te supraestimezi, dar nici să te subestimezi. Ne pot apărea și mici mari tensiuni în perioada asta în relația de cuplu, mai ales dacă discutăm de gelozie sau de o situație în care, știu eu, cineva nu se simte suficient apreciat într-o situație anume. Și, uite, poate să fie și o perioadă în care lucrurile încep să se mai așeze pentru tine din punct de vedere profesional, perioada asta, în general vorbind. Trecutul iarăși bate la ușă în această perioadă pentru tine. Tot iese regele ăsta de cupe, deci v-am spus, da, e un weekend în care suntem cu toții mai emoționali decât de obicei. 8 de monede, regele de cupe, lucrezi la ceva, te preocupi de ceva anume. Regele de cupe poate să reprezinte aici și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar poate să fie și un weekend în care ești liniștit, ești împlinit, ești mulțumit. Poate începi să-ți dai seama cât valorezi sau începi să-ți dai seama cât anume ar trebui să te implici tu pe partea asta de casă, de familie, de viață. 2 de cupe. E ca și cum faci niște activități împreună cu o persoană. Fie te întâlnești cu un coleg de la muncă, fie văd aici că e ca și cum te pui cu cineva din casă și faceți curățenie împreună sau faceți o anumită activitate. Ultima carte, Regele de Spade, o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Simt eu aici că este un moment în care foarte mulți lei o să vă organizați foarte bine. Cumva vă faceți niște strategii, poate pentru săptămâna viitoare, poate vă luați de mână cu partenerul și spuneți, gata, ne trezim dimineața, sâmbătă, bem o cafea, un ceai, ce faceți voi acolo și ne apucăm, ne împărțim atribuțiile, tu ștergi geamurile, tu faci nu știu ce, cu toate că am înțeles că sâmbătă e sărbătoare, dar asta e doar pentru creștini, deci fiecare cum consideră, nu judec chestia asta. Da.
Sunt niște discuții aici. Uite, poate te vezi cu un prieten și ai o discuție destul de interesantă. Poate e ceva legat de muncă sau este ceva legat de un proiect. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, este un weekend în care socializați foarte mult, poate faceți drumuri scurte, vă vin rude în vizită, mergeți voi undeva, vorbiți mult weekendul ăsta, poate intrați în contact cu vecinii, cu rudele, alții poate sunteți prinși pe niște acte. Ideea e că e un weekend bun pentru voi. Da? Un weekend bun și pe studiu, pe învățat, deci care aveți de învățat, e un weekend bun pentru voi. Pe de altă parte, uite, undeva sâmbătă poți să ai o discuție interesantă, fie cu un copil, fie cu persoana iubită. Sau poate să fie un moment în care faci o activitate împreună cu o persoană. Este o activitate care ție îți place foarte mult, o activitate pe sufletul tău, cum s-ar spune. Și ziua de duminică, pe la amiază, uite, văd niște întâlniri, niște discuții pe care le ai cu niște persoane dragi ție. Chiar undeva duminică seara, uite, poți să iei o hotărâre importantă împreună cu persoana iubită, împreună cu un copil sau pur și simplu să iei niște hotărâri, poate legate de o afacere sau legate de plăcerea ta, pur și simplu. Pentru că este o perioadă pentru Fecioară în care, dacă vreți, e foarte bine să faceți pace cu trecutul. Poate chiar o situație în care ați mai fost puși, dar acum vă este favorabilă, poate vă este favorabilă ca și experiență, că vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost. Cumva vi se cere și vouă să mai renunțați la niște lucruri, să mai închideți, pentru că da, văd pentru Fecioare niște mici mari tensiuni care apar legate de casă, de familie, în special relația cu femeile. Da? Doar că vezi că sunt chestiuni care pornesc cumva și de la tine. Adică e ca și cum tu vrei să ajuți omul ăla, vezi partea, să zic așa, vezi unde e problema, îi spui. Tu fiind foarte direct, celălalt reacționează cum reacționează. Deci din acest punct de vedere poate ar fi bună puțină diplomație și zic eu că se pot rezolva foarte multe chestiuni legate de bani în perioada asta pentru Fecioară, nu neapărat în acest weekend. Ce vreau să mai discutăm? Uite, ai acolo niște discuții cu cineva, sau ești o perioadă bună pentru tine să rezolvi niște lucruri legate de o relație. Fie să clarifici povestea, dacă vă căsătoriți, dacă mergeți mai departe, dacă vă despărțiți, depinde de fiecare pe unde sunteți, dar nu e o perioadă tensionată. Iar dacă ai chestiuni de rezolvat legate de acte, e o perioadă superbă pentru tine. Deci dacă, știu eu, îți faci planuri weekendul ăsta pe săptămâna viitoare, e ok. Hai să vedem, dragi Fecioare, ce faceți voi. Șase de cupe, valetul de monede. Studiez ceva, analizez o situație. O legătură văd cu un suflet pereche, cu un copil, cu trecutul tău, iarăși. Ai niște discuții aici legate de bani, legate de un cadou, legate de o situație financiară. Doi de spade. Deci ai de luat o decizie și nu prea știi ce să faci. Tot doi de spade poate să însemne și un moment în care te gândești serios să stai așa puțin tu cu tine. Șapte de spade. Deci ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine aici, privind reacția unei persoane din jurul tău. Da? Poate e ceva legat de un drum scurt, de o discuție, de ceva care se schimbă pe un termen mai scurt. Și pot fi și niște chestiuni legate de muncă pentru unii sau legate de bani. Dar vedeți voi, este un weekend bun pentru studiu, pentru a studia. Și când spun studiu și învățat, nu mă refer neapărat să învățați pentru un examen sau pentru ceva important. Și toată viața învățăm, da? Dacă e să stăm să analizăm așa lucrurile pe aici, prin jurul nostru. Și practica e foarte importantă pentru Fecioară weekendul ăsta și asta ție cu siguranță îți place. Zodia Balanță. Dragi Balanță, un weekend cu bani, da? Primiți cadouri, nu știu, dați cadouri, primiți bani, dați bani, mergeți la cumpărături, primiți reduceri, vedeți că e un weekend bun, adică planetele predispun, dar acum depinde de voi ce faceți. De asemenea, dragi Balanțe, poate să fie și un weekend în care undeva sâmbătă puteți să aveți niște discuții serioase cu o persoană importantă din familie sau o persoană importantă din trecutul vostru.
pot fi și niște discuții legate de o casă, de un teren. Undeva duminică sunteți prinși pe tot felul de activități, poate casnice, poate unii, nu știu, faceți mâncare, curățenie, alții poate mergeți la cumpărături, faceți tot felul de investiții, dar vă văd aici că vă simțiți voi cumva apreciați de către ceilalți. Acum, este o perioadă în care, hai să încep cu partea tensionată, Lilith e în quadratură cu Venus, n-am ce să fac, nu le-am pus eu așa și pentru mine e intensă quadratura, dar ideea e că pentru voi este o perioadă în care sunt tot felul de tensiuni, poate certuri în relația cu femeile sau legate de rudele voastre, legate de acte, legate de drumuri scurte. Acum, dragi balanțe, poate e momentul, da, să acceptați și voi un final sau să vă hotărâți odată ce aveți de făcut, pentru că vedeți voi, Mercur vă ajută foarte mult. Pentru voi, salvarea în perioada asta, salvarea în tensiunile pe care le simțiți. Pentru unii poate nu se întâmplă nimic fizic vorbind, doar că sunteți așa mai agitați. Da? Salvarea vine prin comunicare, să știți, prin drumuri scurte, prin acte, prin a vă deschide în fața lucrurilor. Prin a încerca să comunicați, negociați, de că sunteți buni la asta, adică pe bune, nu vă întrece nimeni la negocieri. Puneți în practică, pentru că sunteți foarte bine susținuți. Dacă aveți examene, lăsați teama deoparte și apucați-vă de învățat, dar serios. Da? A ieșit Mercur de retrogradare, e ok, dar asta nu înseamnă că da, trebuie să vă duceți așa pe noroc, că nu merge. Nu merge. Este o perioadă în care voi puteți să proiectați foarte ușor în exteriorul vostru fricile voastre. Deci vedeți ce gândiți. Dacă aveți un sentiment din ăsta intens și e pozitiv, imediat se materializează. Dacă e negativ, la fel. Acum depinde de voi ce faceți. Nu, da, aveți liber arbitru, încercați să controlați puțin lucrurile. Și în general, pentru balanță, este o perioadă în care vă gândiți serios să luați niște decizii privind viața privată sau privind zona financiară. Poate viața profesională, dar vedeți că sunt lucruri legate de a închide, de a finaliza ceva anume. Poate evitați și eu o decizie, poate evitați un contract, poate evitați o înțelegere, evitați o relație, evitați să vă asumați o responsabilitate. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Trei de bâte împărăteasă. Un drum scurt pe care îl faci. Poate să fie și un weekend în care ai niște discuții interesante cu o persoană dragă ție, dar văd aici că este un weekend în care poate faci un drum într-un loc ascuns, îți faci planuri așa pentru sufletul tău. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, este un moment în care începi să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și poate să fie și un moment de sacrificiu pentru tine. Adică e un moment în care spui, bun, am înțeles, trebuie să mă deschid în fața unei noi situații. Trebuie să-mi găsesc lumea mea, trebuie să-mi găsesc împlinirea mea, pentru că unii, cu siguranță, da, conștientizați că ceva nu vă mai place, ceva nu vă mai convine. Ultima carte, moartea. Trei arcane majore, e mult. Ceea ce înseamnă că este un weekend foarte intens pentru balanță. Moartea înseamnă o legătură cu zodia Scorpion, dar și o eliberare pentru tine. Da? E ca și cum începi să vezi o situație dintr-o altă perspectivă. Adică vezi o persoană cu alți ochi. Dacă până acum spuneai persoana asta e rea sau poate nu merită atenția mea sau nu merită să fac eu nu știu ce, acum îți dai seama și spui, băi, stai că persoana asta nu e așa. Stai că persoana asta e diferită. Persoana asta are și părțile ei bune. Da? Stai că există o cale de mijloc, stai că uite, de fapt și eu am greșit, nu numai celălalt. Poate este o situație în care erai pus, erai stresat, erai acolo de mult timp și acum se rezolvă problema. Îndrăgostiți, da? Poate are legătură cu o alegere. Da? Pentru unii, nu știu, poate aveți mai multe opțiuni prin dragoste sau nu sunteți hotărâți cu cine să stați sau ce să faceți și reușiți weekendul ăsta. Ca un fel de trezire la realitate și pentru tine. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, sunteți în centrul atenției în acest weekend. Cu siguranță sunteți foarte energici și foarte plini de viață. Ziua de sâmbătă, undeva spre seară, puteți să aveți o discuție frumoasă, importantă, fie cu un prieten, fie cu o persoană importantă din anturajul vostru, o persoană importantă din familia voastră. Și de asemenea, tot pentru scorpion, poate să fie un weekend foarte bun în care
Mai aveți și niște surprize din partea celorlalți, în special în noaptea aia de sâmbătă spre duminică și undeva duminică spre seară poate să fie un moment în care, sau pe la amiază. Ești cu copilul, ai o discuție plăcută cu cineva, faci niște activități dragi sufletului tău și de ce nu undeva duminică poți să îți clarifici niște lucruri pentru tine. Da? Pentru o scorpion este o perioadă în care totul e ciudat acolo, privind viitorul tău financiar, privind aprecierea pe care o primești din partea partenerului, privind iubirea, de ce nu. Acolo sunt mici, mari tensiuni, da? E ca și cum spui, bă, eu nu mai înțeleg unde merge situația asta. Pe de altă parte, este și un weekend în care, sau este o perioadă, mai bine spus, în care, uite, comunicarea deschisă, sinceră, legată de apreciere, legată de bani, te poate ajuta. Mai ales dacă discutăm de muncă, de sănătate, de viața ta, în general vorbim. Da? Pentru că, dragi scorpioni, sunteți într-un moment așa, fapt e o perioadă care durează și o să mai fie, în care părerea mea e că da, sunteți mai duri, da, sunteți mai tranșanți când e vorba de a discuta. Nu mai stați la discuții, dar scorpionii care vă știți cu probleme în relații, uitați că acum e un moment bun să le rezolvați, doar că, nu știu, cumva rezolvați, dar fără scandal sau fără ceartă. Și asta e bine din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, dacă vrei să cunoști pe cineva, este o perioadă bună, doar că știi cum, cunoști persoana respectivă sau cunoști, dar e ceva serios, e ceva stabil. Chiar o perioadă bună din punctul meu de vedere. A venit și pisica. Era dor de mine. Au fost supărați când m-au văzut ieri când am venit acasă. Da. Atenție ce să faci. Patru de spade, opt de cupe. Lași în urmă ceva ce nu-ți mai folosea, nu știu, e ca și cum spui, gata, dau uitării ce a fost, unii parcă plecați dintr-un loc de odihnă, poate ați fost în excursie, poate ați fost în vacanță și acum vă întoarceți, alții poate chiar în acest weekend lăsați tot deoparte și spuneți, pe gata, vreau și eu să mă liniștesc, să mă odihnesc, să mă simt bine. Valetul de spade, multă curiozitate din partea ta, dar poate să fie și un weekend în care ești foarte energic, un weekend în care vrei să afli tot, vrei să spionezi tot, vrei să afli foarte multe lucruri. 10 de bâte, pot apărea și multe activități pentru scorpion, poate știu eu, e un moment în care simți așa că nu mai poți, simți nevoia de puțină odihnă și cu siguranță, dragi scorpioni, dacă înțelegeți să mai împărțiți puțin atribuțiile, că nu sunteți doar voi în lumea asta, adică mai puteți primi ajutor și din partea celorlalți, aici e ok, da? E ok. Ultima carte, 3 de cupe, o bucurie mică pentru tine, dar și o oarecare apăsare pe care o văd eu aici legată de o petrecere sau legată de un triunghi amoros pentru unii. Deci ceva care vi se pare ciudat. Nu exagerați voi cu multe lucruri weekendul ăsta, adică n-am nimic împotrivă, mergeți la petreceri, mergeți unde vreți voi, distrați-vă, relaxați-vă, dar nu exagerați cu nimic. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este un weekend în care odihna e sfântă, da? Un weekend în care aveți foarte multă intuiție, simțiți nevoia să stați mai retrași, mai liniștiți, se pot întâmpla tot felul de lucruri asupra cărora nu prea puteți voi să interveniți, dar nu e ceva de rău. Atenție la ceea ce visați, pentru că sunt vise frumoase, sunt vise profetice, aș putea să zic. Undeva sâmbătă seara, poate mergi să-ți cumperi ceva sau poate apare o cheltuială, poate apare o discuție. Undeva duminică e un moment în care trecutul bate la ușă serios, duminică pe la amiază. Și asta înseamnă că fie te vezi cu niște rude, te vezi cu familia, mai afli niște lucruri, se mai reiau niște discuții și undeva tot duminică poate să fie un moment în care foarte mulți săgetători vă dați și voi seama cât valorați și ce anume ar trebui să schimbați de acum înainte. Da? Poate e vorba de rudele voastre, poate e vorba de modul vostru de a vă manifesta.
Sunteți într-un weekend de purificare pentru voi și mai am niște informații. Vedeți că este o perioadă pentru voi în care pot apărea tensiuni la muncă, în relația cu șefa, în relația cu femeile în mod special, sau pot fi chestiuni legate de aprecierea pe care o primiți și poate e nevoie să vă valorificați mai mult sau să fiți sinceri, da, voi cu voi, cât valorați, cum e munca voastră. Pe de altă parte, este un weekend în care, sau un weekend, este o perioadă în care soluția la situațiile în care te afli, să știi că vine de la tine. Nu știu cât de mult îți place chestia asta, dar asta e viața, dar momentan tu ești salvarea. Prin modul de a comunica, dar vezi că ți se cere sinceritate cu tine, în primul rând. Lasă-i pe ceilalți, că ceilalți sunt ceilalți, cu tine, în primul rând, sinceritate. O mai bună comunicare, dar vezi tu, este o perioadă în care, dacă analizezi așa lucrurile la rece, poate chiar ai ocazia să-ți rezolvi foarte multe lucruri, chiar legate de partenerul tău, legate de prietenii tăi. Cumva mulți săgetători vă dați seama că problema e la voi, că nu comunicați suficient, sau problema e la voi că aveți un mod de a comunica, poate diferit, da, pe care ceilalți nu-l înțeleg. Și tot pentru săgetător este o perioadă bună în care puteți să luați hotărâri importante privind viața privată, în special casa, familia, banii care sunt acolo, responsabilitățile pe care fiecare le are. Da? Un moment bun. Hai să vedem, săgetătorii, ce fac weekendul ăsta, ce spune tarot. Cavalerul de cupe. Vezi că este o perioadă în care dragostea poate să plutească în aer, dar știi cum, cheia e la tine. Da? Dacă o să aștepți să te caute celălalt sau dacă o să aștepți să te abordeze celălalt, poți să aștepți în continuare. Da? Dacă te duci tu și ai atitudine, hai să vezi că se mai rezolvă lucrurile. Zodia Balanță, aici văd eu o legătură pe care o poți avea, dar este un moment în care parcă ai niște discuții legate de o sumă de bani, legate de o afacere, legate de ceva ce aștepți tu să crească, ceva ce se mișcă lent, poate. Justiția, uite, și steaua, o legătură cu zodia vărsător, mai văd. Un moment al adevărului. Explorezi așa trecutul și începi să vezi lucrurile. Cavalerul de cupe. O dragoste din trecut poate să apară, fie în mintea ta, fie vezi o postare undeva pe un site de socializare, fie fizic ești căutat. Dar cavalerul de cupe poate să însemne și un weekend în care faci tot felul de drumuri pentru sufletul tău, pentru a te relaxa, pentru a te bucura. Și poate chiar și dragoste, știu eu, să apară pe undeva. Asul de bâte, idei noi, noi pasiuni, noi începuturi. Asul de bâte poate să însemne și o activitate nouă pe care o faci și care ție, nu știu, îți place. Te revezi cu cineva, dar unii săgetători vedeți că vă puteți îndrăgosti weekendul ăsta. Da? Chiar vă puteți îndrăgosti sau se pot întâmpla tot felul de lucruri care mai de care mai ciudate. Zodia Capricorn. Pentru tine este un weekend în care intri în contact cu foarte mulți oameni. Poate, m-am mușcat. Poate, știu eu, intri în contact cu prietenii sau postezi foarte mult pe niște grupuri din care tu faci parte și tot acest weekend este foarte bun pentru Capricorn să vă faceți planuri de viitor. Poate stați mult online sau intrați în contact, v-am spus, cu grupuri mari de oameni. Pe de altă parte, uite, undeva sâmbătă seara chiar e un moment bun să ieși în oraș, să te vezi cu prietenii, să-ți dai o părere. Poate, eu știu eu, este o zi de sâmbătă foarte bună pentru tine să cunoști pe cineva sau să-ți faci prieteni noi. Și undeva în ziua de duminică, fie, nu știu, e ca și cum te invită cineva la un film sau veți o discuție legată de un film sau spune cineva, uite, m-am uitat la filmul ăsta și mi-a plăcut și am învățat asta. Pentru alții aveți niște discuții acolo interesante privind viitorul vostru sau privind prietenii. Poate îți vin niște rude în vizită, te duci tu undeva și tot duminică e un moment bun în care undeva seara
poate ești mai dur sau ești mai sigur pe tine, ești mai tranșant așa de felul tău. În general, este o perioadă pentru săgetător în care își recomandă o foarte mare atenție pe credințele tale. Cumva ți se cere să-ți asculți intuiția și să nu insiști acolo unde lucrurile nu funcționează. Iar dacă vezi că ceva nu e în regulă, mergi pe la un medic sau mergi, știu eu, la un specialist, la un terapeut, pentru că știu că a fost o perioadă foarte dură pentru tine. Și cu Marte acolo în zodia ta, cu siguranță este o perioadă în care încep să fii mult mai sigur pe tine, încep să acționezi mult mai bine. Poate să fie și o perioadă în care mulți capricorni sunteți mult mai direcți, mult mai energici, dar știți cum, e foarte important să vă folosiți într-un mod constructiv de energia lui Marte acolo, să nu îl lăsați de nebun, că poate aduce și chestii mai puțin plăcute. Deci dacă vă folosiți energia pe care o aveți să construiți ceva, să lucrați, să vă rezolvați problemele care poate au fost de ceva timp, da? Poate au fost în ultima lună în viața voastră, e, aici e de bine. Și soluția la situațiile în care vă aflați voi în perioada asta, să știți că ține în primul rând de o comunicare sinceră cu subconștientul vostru. Să vedeți de pe unde e problema, să vedeți ce se întâmplă pe acolo și tot soluția poate să vină prin reluarea unei discuții din trecut, dar într-un mod clar, într-un mod frumos, da? Într-un mod asumat. Zic eu că este o perioadă bună pentru Capricorn, în care energia e la voi. Da? Deja intră într-o perioadă în care ne cam bazăm pe voi și depinde ce faceți, dar aș mai spune că este și o perioadă bună pentru Capricorn pe partea erotică, pe partea amoroasă. Deci dacă vreți tot înainte, că șanse sunt cu siguranță. Hai să vedem Capricornul ce face. Cavalerul de spade. 6 de monede. Poate e un weekend în care ai cheltuieli neașteptate, poate să fie și un weekend în care primești bani de acolo de unde te aștepți mai puțin, dar poate să fie vorba și despre un weekend în care rămâi foarte surprins de atitudinea celorlalți. Vezi că acest cavaler de spade te poate reprezenta și pe tine, și anume poate să fie un moment în care reacționezi așa direct, fără menajamente. Vezi că sunt secrete care pot ieși la suprafață în weekendul ăsta. Apoi avem valetul de cupe, o legătură cu un copil, cu o persoană dragă ție, o invitație pe care o primești de la o persoană. Unii poate sunteți prinși pe tot felul de acte de caritate, adică, nu știu, vă apucați, găsiți un ONG, vă apucați pe acolo să faceți donații. Ultima carte, 2 de bâte, niște planuri aici pe care ți le faci tu pe un termen mai lung, poate îți faci planuri pentru săptămâna viitoare sau pentru tot anul. De asemenea, este un weekend în care intri în contact cu persoane aflate din alte, aflate în alte culturi, în alte religii. Viitorul aici e important pentru tine. Poate e ceva legat de muncă. Da, deci nu știu de unde a învățat psica mea să muște, că nu mușca până acum. Da, asta e pedeapsă, că am lăsat-o singură și că acum nu o bag în seamă că fac filmări. Cam așa și voi, da? Dacă până acum n-ați mușcat, poate vă apucați și voi de mușcat, la figurat vorbind. Da? Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi să știți că este un weekend în care zic eu că sunteți în centrul atenției. Indiferent unde mergeți, indiferent ce faceți, voi ieșiți în evidență. Și de asemenea, pentru mulți vărsători, să știți că este o perioadă bună în care poate vă asumați tot felul de responsabilități, poate alții intrați în contact cu șefi sau cu părinți, cu persoane importante din viața voastră. Sâmbătă spre seară, ceva ți se pare ciudat, ceva nu-ți place, ceva ți se pare destul de diferit și ziua de duminică zic eu că e bună pentru vărsători pe bani în mod special sau pe apreciere. Indiferent ce faci, ieși în evidență duminică și ești și apreciat, da? Nu este o ieșire în evidență așa tensionată și aș spune eu că undeva duminică sau weekendul ăsta în general să știi că poți să-ți înviși niște friciu, da? Chiar poți să faci chestia asta. În general pentru vărsător este o perioadă în care pot apărea tensiuni în relația cu prietenele sau în relația cu
partenerul tău. Dar aici e vorba de viitorul relației sau e vorba de bani, e vorba de stabilitatea ta. Și de asemenea, este o perioadă în care rezolvarea vine printr-o discuție sinceră cu un prieten sau prin a discuta sincer cu partenerul sau cu oamenii din jurul tău privind viitorul. Viitorul tău, viitorul relației, viitorul situațiilor în care te afli. Aș mai spune că este o perioadă pentru vărsător, în general începutul lunii ianuarie, care zic eu că reușești, da, să îți vindeci anumite traume, anumite lucruri pe care le ai. Vezi că este o perioadă în care ți se recomandă odihnă sau este o perioadă în care nu vrei tu să ieși în evidență, vrei să stai mai relaxat. Poate chiar partenerul trece printr-o perioadă ciudată și atunci e nevoie să iei hotărâri, poate e nevoie să vă mutați sau e nevoie să faceți o călătorie împreună sau să rezolvați niște chestiuni legale în perioada asta, nu neapărat în acest weekend. Marele preot, asul de cupe, magicianul, uite, erai blocat aici într-o situație, așa cum e ca și cum apare acea lumină de la capătul tunelului pentru tine, pentru tine. Un nou sentiment pe care l-ai, o nouă emoție, poate are legătură cu rolul tău de părinte sau inversători, poate vă gândiți să deveniți părinți, cine știe, pentru că așa cum v-am spus și în previziunile pentru 2024, partea de astrologie, dacă ești vărsător și vrei copii, da, dar doar dacă îți dorești, doar dacă știi că se poate, șanse sunt în 2024 tot înainte. Dar momentan văd eu aici niște discuții importante legate de un contract, legate de o relație, legate de niște principii de viață. Poate ai o legătură cu un taur sau cunoști o nouă persoană. Șapte de bâte. Se pare că dai exemplu celorlalți în acest weekend, dar văd că apar și mici mari provocări pe care tu poți să le depășești, fără dar și poate. Ultima carte, judecata. Te revezi cu niște persoane dragi ție, dar după o așteptare mai lungă se întâmplă ceva, nu știu, reiei munca sau te revezi cu o persoană, în sfârșit se ia decizia. Iar unii puteți să aveți niște discuții sincere cu cineva, discuții care vă pot ajuta foarte mult. Poate e ceva legat de dragoste. Poate are legătură cu o decizie pe care partenerul o ia sau pe care tu o iei, depinde. Zodia Pești. Dragii mei pești, pentru voi este un weekend în care sunteți foarte spirituali, sunteți dorni să cunoașteți tot felul de lucruri. Poate chiar intrați în contact cu persoane care vin din alte țări, din alte culturi sau poate chiar aflați informații noi legate de zona străinătății. Și poate să fie și un weekend în care tu pur și simplu ai chef de studiu, de învățat, nu știu, poate te pregătești pentru niște examene, posibil și acest lucru. Dar aș spune eu că, în general, este un weekend în care ești foarte bine susținut pe relația cu prietenii, pe un ghidar pe care o primești, pe relația cu grupurile de oameni în care faci parte. Ziua de duminică e foarte bună pentru tine, mai ales pe la amiază, pentru că ai foarte multă intuiție, pentru că se întâmplă niște lucruri foarte drăguțe pentru tine. Sfaturile unui prieten sau hotărârile pe care le iei tu cu tine privind viitorul tău, privind viața ta, toată partea asta este extraordinar de bine aspectată. Deci ai oameni buni în jurul tău care te pot ajuta în perioada asta și e absolut fantastic din punctul meu de vedere. Acum, în general, este o perioadă în care fie vezi în jurul tău femei mai agitate, mai certărețe, mai nerăbdătoare, nu știu. Deci pot apărea și astfel de lucruri, iar dacă ai legătură cu zona actelor, o mai mare atenție pe acolo. Da? O mai mare atenție. Și vezi tu, ești într-o perioadă în care axa aceasta a valorilor, axa banilor și, în general, multe lucruri în viața ta se pot rezolva. Dacă, știu eu, nu știu, îți iei, nu știu, să faci programare la șeful, să ai o discuție cu el, da, sinceră, dar fără orgolii, fără nimic, deci o discuție sinceră.
poate chiar știu eu, dacă spui cu adevărat lucrurilor pe nume, dacă dai dovadă de sinceritate cu ceilalți, la fel se poate rezolva problema. Poate vrei o mărire de salariu și atunci poate e bine să mergi să spui, să ceri, dar să încerci să discuți, că n-ai de unde să știi de unde vine norocul. Venus e pe casa norocului pentru tine, e pe casa norocului, e planeta norocului și e pe o casă foarte bună, da? Deci n-are ce să fie rău, da, trebuie să faci și tu ceva acolo, da? Discuții sincere pe care le poți avea aici cu șefi, cu persoane pe care le respecti, cu zona autorităților, cu persoane importante din viața ta, cu partenerul de viață, cu părinții. Cumva e nevoie, dragi pești, în perioada asta să dați dovadă de sinceritate. Da? Chiar și în relația cu partenerul. Spui, băi, uite, eu nu mă simt apreciat aici, sau eu consider că aici, uite, eu pierd energie, sau aici eu pierd. Da? Dar, repet, discuții liniștite, fără alte lucruri. Oricum, în general, voi sunteți liniștiți. Poate știu eu, alți pești sunteți în poziții de conducere și atunci o comunicare clară, da, fermă, v-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Dar comunicarea e cheia pentru voi. Alții, nu știu, poate lucrați cu clienții și o să vedeți că e o perioadă în care întâlniți tot felul de persoane pretențioase, persoane care văd numai partea aia negativă a lucrurilor sau văd numai imperfecțiunile din ceea ce îi prezentați voi. Asta nu-i nimic rău, poate știu eu, aveți ceva de învățat de acolo, dar nu băgați în seamă că, în general, să știți că este o perioadă în care noi, femeile, aia e, suntem așa mai agitate. În general, anul ăsta o să fie cam greu cu noi, femeile, dar asta este. Și pe voi vă vor maturiza foarte mult femeile pe care le întâlniți anul ăsta. Nu mă refer că se întâmplă nu știu ce lucru, poate printr-o discuție ai tu niște conștientizări care te ajută. Și în general, perioada asta e foarte bună pentru tine pe a-ți face niște planuri de viitor, dar cumva realiste, foarte bine puse la punct. Și este o perioadă în care foarte mulți pești, o să intrați în contact cu mulți oameni, o să comunicați, o să faceți drumuri, o să aveți multe lucruri de făcut, dar care, atenție, vă vor ajuta extraordinar de mult. Poate aveți și multe responsabilități, dar nu sunt negative, repet, adică vă vin bani de acolo, să vă vine apreciere măcar, sau vă simțiți bine, vă ajută, vă maturizează, învățați chestii. Adică nu e de rău, nu e de rău. Hai să vedem, dragi pești, și tarotul ce zice. Pentru pești. Oh, trei cărți. Diavolul, o legătură cu un capricorn sau o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Aici poate să fie un weekend în care banii sunt importanți, o parte materială a lucrurilor, dar văd aici niște discuții foarte intense pe care le ai în legătură cu o persoană, în legătură cu cineva. Șase de spade, un drum pe care îl faci undeva sau cineva care îți vine în vizită sau mergi tu undeva în vizită, dar e ceva ce tu îți dorești foarte, foarte mult aici, da? Pajul de bâte, apoi, o activitate nouă pe care o faci, intri în contact cu un adolescent sau cu o persoană mai tânără, o persoană foarte entuziasmată, dar spun eu că este și un weekend în care poți să găsești niște soluții foarte interesante printr-un drum sau printr-o conversație pe care o ai cu cineva anume. Da, poate e cazul, dragi pești, să vă mai bucurați și voi puțin de viață. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend. Cer scuze. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vreți o filmare, da, să fac separat, în care să vă povestesc cum a fost, poate reușesc să vă arăt și imagini. Da. Puteți să-mi scrieți în comentarii, repet, o să vă povestesc mai mult și din punct de vedere spiritual și experiențele mele acolo și ce am observat și cum trăiesc ei, cum gândesc ei și să știți că am rămas foarte plăcut impresionată, cu toate că toată lumea spune că e lumea a treia acolo și e nu știu cum. Nu, eu am rămas chiar foarte plăcut impresionată și dacă vreodată o să am ocazia, chiar m-ar tenta să mă mut acolo, da? Sau cel puțin să stau mai mult timp pe an acolo, pentru că e diferit, adică oamenii sunt absolut superbi.
și ce e acolo. Da? Deci e super. O să vă povestesc. Deci dacă vreți, lăsați-mi în comentarii. Eu sunt foarte încântată, dar repet, nu știu, o să vedeți din punctul meu de vedere o altă față, da, Tanzaniei, poate Africii, nu știu, n-a fost în toată Africa, a fost doar acolo. Deci am rămas foarte, foarte plăcut impresionat de multe lucruri și chiar am venit schimbată în bine, zic eu. Da, chiar mă simt bine. Și dacă vreți, repet, lăsați-mi în comentarii și pot să fac o filmare, nu știu cât de scurtă, cât de lungă, cât o să simt, puteți să-mi spuneți și ce vreți să știți. Dacă vreți, dacă nu, e ok, vă postez acolo poze ca să vedeți cam cum a fost și aia e. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și vă doresc un weekend cât mai frumos.